Este 1 decembrie, este ziua națională a României, o zi în care noi românii ar trebui să fim mândri. Avem defecte destule, cei drept, dar avem și calități. Putem oricând în restul anului să ne încruntăm, putem oricând să ne enervăm sau să pierdem din suflet speranța. Dar măcar astăzi trebuie să încercăm să zâmbim. Doar se împlinesc 93 de ani de la Marea Unire. Va fi sărbătoare mare la Alba Iulia, dar și mai mare va fi în capitală. Bucureștenii vor putea vedea tot ce are mai bun armata, dar și poliția și SRI-ul. Militarii și polițiștii n-au închis un ochi azi noapte ca să fie sigur că parada de astăzi va fi fără cusur. Pregătirile au început încă de ieri, până la lăsarea serii, scena pe care va sta șeful statului și ceilalți oficiali a fost gata. Pregătirile au continuat însă în celălalt capăt al orașului, unde se aflau tancurile, taburile și celelalte mașini de luptă care vor defila astăzi pe sub Arcul de Triumf. Soldații n-au închis niciun ochi ca să fie sigur că tehnica militară va fi impecabilă. În jurul orei 5, convoiul a ieșit pe poarta unității militare, escortat de mașinile poliției. Parada va începe la ora 11, odată cu sosirea președintelui Traian Băsescu. După ce va fi intonat imnul de stat, șeful statului va depune o coroană cu flori. Apoi, militarii vor începe defilarea.